Vești bune din partea Consiliului Județean Dâmbovița pentru locuitorii mai multor zone din județ, unde luna aceasta începe asfaltarea unor drumuri. Am finalizat procedurile legale de achiziție, am și dat ordinul de începere a lucrărilor pe data de 3 mai pentru un drum județean extrem de important. Este vorba de DJ711A, sectorul Săbieș-Colacu, Ghergan-Lungulețu, 7,8 km de drum. Valoarea investiției este de 7.482.470 de lei. Această investiție este finanțată pentru început din bugetul Consiliului Județean, dar ea este dată și la Ministerul Dezvoltării pentru Ordonanța 28/2013. Dacă vom reuși să primim bani de la Ministerul Dezvoltării, vom finaliza investiția anul acesta. Dacă nu, sigur că ne trebuiesc cel puțin 2 ani de zile, dar eu sper ca lucrurile să se miște într-un final și la Ministerul Dezvoltării, fiindcă avem nevoie de resurse financiare suplimentare. În vreme ce unele lucrări sunt pe punctul de a începe, altele sunt în plină desfășurare. În următoarele 2 luni de zile, deci nu foarte târziu, vom finaliza 19,6 km de drum prin Programul Național de Dezvoltare Locală pe contracte încheiate de SCLDP. Este vorba de finalizarea lucrărilor pe DJ711 la Racovița, pe DJ702 Drăgăiești, Ludești, pe DJ702B Lucien Draciu, pe DJ720 Răzvat Gura Uniței Moreni, pe DJ702D Vișoara Mugoșești și modernizarea pe DJ711C Bălen Nucet. Știți foarte bine că astea sunt lucrări care sunt deja abordate, unele cu un stadiu de finalizare aproape de 90%. Planul de investiții din această primăvară prevede și lucrări de regularizare a râului Dâmbovița în zona Malu cu Flori, valoarea totală a lucrărilor fiind de 120 de milioane de lei.